Licitația electronică de desemnare a firmei care să se ocupe de asfaltarea străzilor Sucevei pe fonduri europene a desemnat câștigătoare oferta unei firme botoșănene. Prima etapă a licitației a fost adjudecată cu 72% din valoarea estimată la scoaterea la licitație. Inclusiv a doua ofertă a fost depusă de compania din Botoșani. Firma Victor Construct a depus pe data de 13 o nouă ofertă. Urmează ea să fie evaluată. Sper că până la sfârșitul lunii să putem încheia contractul cu un câștigător în ceea ce privește această activitate de asfaltare a străzilor pe fonduri europene. Eu sunt convins că se va termina într-un fel sau altul această licitație, în așa fel încât să putem să ne apucăm de treabă, având în vedere faptul că, așa cum am spus aici, termenul este unul destul de strâns. Din economiile făcute, după cum precizează edilul Sucevei, vor putea fi continuate lucrările de modernizare a zonei centrale a Sucevei. Rămân economii la licitație și lucrul cel mai important, vom putea promova și celălalt proiect. Termenul limită de depunere a proiectului la ADR este data de 30 aprilie. Noi îl avem făcut, această economie mare este conturată și sper să putem demara în acest an și celălalt proiect la fel de important de finalizarea modernizării zonei centrale, respectiv mărirea zonei pietonale până în fața și în jurul Palatului Administrativ.